Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit detalarea zilnică pentru duminică, 18 aprilie. Hai să vedem pentru această zi de duminică, în care oarecum se continuă energia de vineri. Dacă țineți minte, v-am spus în detalarea zilnică de vineri că Soarele făcea în acea zi aspect tensionat de quadratură cu Pluto. Ei, astăzi Mercur vine și finalizează această quadratură, făcând și el la rândul său acest aspect tensionat cu planeta Pluto, cu planeta transformării. Hai să vedem cum se aplică acest lucru pentru fiecare dintre noi pe partea de dragoste, sănătate, afaceri, carieră și bani. Interesant! Aici se activează ultimele grade din Zodia Berbec și vedem prin apariția acestui împărat că energia Berbecului este mult mai prevalentă. Înainte să mergem mai departe cu analiza cărților de tarot, hai să vorbim puțin despre acest aspect de quadratură între Mercur și Pluton, între planeta comunicării, a mentalului nostru și planeta transformărilor radicale. Acest aspect de quadratură poate să fie benefic pentru cei care lucrează în cercetare, pentru cei care vor să descopere lucruri ascunse, pentru polițiști, detectivi, dar și pentru cei care lucrează în domenii ezoterice, astrologie, tarot și domenii conexe. Vreau aici doar să fac o singură mențiune. Dacă vreți să descoperiți niște lucruri ascunse, dacă insistați că voi vreți să aflați adevărul, aveți grijă, pentru că s-ar putea să descoperiți niște lucruri care nu o să vă placă. Așa că doar fiți pregătiți. Bun, și acum să mergem pe talarea zilnică. În primul rând, aici pe partea de dragoste, de emoții și sentimente, avem împăratul. Arcana majoră care în tarot ne vorbește despre zodia berbecului și acum suntem în ultimele zile din berbec. De fapt, astăzi este ultima zi în care soarele stă 100% în zodia berbecului, mâine spre finalul zilei o să se mute în taur. Gândiți-vă de asemenea la anumite lucruri care s-au întâmplat în relația voastră, pe sectorul de dragoste în viața voastră, în data de 3 aprilie. Pentru că atunci a mai ieșit această carte fix în această poziție în etalarea zilnică. De asemenea, dacă aveți un berbec în viața voastră sau voi sunteți în zodia berbec sau aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în berbec, aici astăzi e posibil să se întâmple ceva important în relația voastră de dragoste, pe acest sector de viață pentru voi. Pentru toată lumea, atunci când apare berbecul pe etalarea de dragoste, e important să respectați niște principii, să fiți juști, să fiți onești, să fiți mărinimoși și să fiți diplomați. Pentru că aici împăratul, el nu mai este un luptător, el a trecut de această etapă în care se lupta, în care era în bătălii, în care intra în războaie, el a câștigat deja războiul și acum ce își dorește este să mențină pacea și echilibrul în imperiul său. Și la fel trebuie să vă relaționați și voi cu relația voastră, cu partenerul sau partenera voastră. Ca acest împărat care deja a câștigat bătălia, dar în același timp știe că de acum înainte, pentru a menține această relație echilibrată, sănătoasă, pentru a menține fericirea și armonia în relația sa, trebuie să adopte calea diplomației. Doar pentru că v-ați cucerit deja partenerul sau partenera, nu înseamnă că vă puteți culca pe ureche. Nu, dimpotrivă, va trebui să faceți zi de zi anumite lucruri mărunte pentru a păstra dragostea, conexiunea, armonia și flacăra aprinsă în relația voastră. Aceste lucruri pot fi mici cadouri, mici atenții, comunicarea între cei doi parteneri, să fiți atenți la nevoile partenerului sau partenerei voastre, da? Aici va trebui puțin să analizați care este limbajul de iubire al partenerului sau partenerei voastre, cum îi place persoanei de lângă voi să ofere și să primească iubire și afecțiune. Și odată ce reușiți să identificați aceste lucruri, pe urmă
veți ști exact ce aveți de făcut ca să vă mențineți imperiul, da? Ca să vă mențineți relația fericită. Dacă nu știți despre ce e vorba când mă refer la aceste limbaje ale iubirii, o să vă las aici în colțul din dreapta sus un link către un video. Eu n-am nicio afiliere cu acest video, pur și simplu mi se pare un topic interesant. Studiați mai mult pe această temă, puteți și voi să căutați pe Google cele 5 limbaje ale iubirii și o să găsiți o grămadă de articole, o să găsiți o grămadă de informații interesante. Bun, am vorbit despre cei care sunteți deja în relație. Acum, pentru cei care sunteți singuri, sunteți în căutarea unui partener sau unei partenere, aici cu energia de împărat, vedem că voi sunteți cei care trebuie să inițieze, voi trebuie să faceți prima mișcare. Fie că sunteți fată sau băiat, voi va trebui să atacați, cum ar veni, să inițiați discuția, relația, orice ar fi, orice vă doriți aici să inițiați. Așa că luați-vă inima în dinți și nu mai stați pe gânduri, mai ales dacă aveți deja pe cineva în minte, cineva de care sunteți interesat. Pe partea de sănătate avem aici 8-ul de monede. Trebuie să munciți, trebuie să depuneți efort, nu există nici o altă variantă. Aici se cere de la voi să depuneți efortul necesar ca să obțineți starea de sănătate pe care vă doriți. Știți ce aveți de făcut, ați primit deja tratamentul, ați primit deja terapia, vă e clar care e următorul pas, acum nu mai stați pe gânduri, nu mai ezitați, faceți ceea ce e de făcut. Da, o să fie greu, da, aici e vorba de niște schimbări majore în viața voastră, în rutina voastră zilnică, dar la urma urmei, mențineți-vă tot timpul atenția asupra țelului final, asupra lucrurilor pe care vreți să le obțineți. Pentru că voi, la urma urmei, aici ce vă doriți? Să aveți o viață mai lungă, să aveți o viață mai sănătoasă, să cheltuiți mai puțin bani pe medicamente și tratamente și vizite la medic, să aveți mai multă energie, să puteți să faceți toate lucrurile pe care vi le doriți să le faceți în viața voastră. Și atunci când vă e foarte clar că acesta este scopul final, o să vedeți că parcă și efortul nu mai pare chiar atât de disproporționat. Parcă nu mai e chiar atât de greu să faceți lucrurile pe care trebuie să le faceți pentru sănătatea voastră. Să faceți mișcare, să mâncați mai sănătos, să vă luați medicamentele, să urmați terapia sau tratamentul pe care trebuie să-l urmați. Pe partea de afaceri, bani și carieră, avem aici regele de monede. Cel mai afluent și mai stabil rege din toată suita de tarot. Și când acest rege apare aici pe partea de bani, de carieră, de finanțe, lucrurile sunt foarte, foarte frumos aspectate. Pentru cei tineri, aici e posibil să întâlniți un rege de monede, o persoană care se află într-o poziție de conducere, o persoană cu experiență, care are deja o poziție socială, care are deja o recunoaștere în carieră, în afaceri, și care poate să vă ia sub aripa sa protectoare și să vă învețe meserie. Profitați de legătura cu această persoană, nu ratați această șansă, pentru că este o șansă foarte bună pentru voi. Pentru cei mai maturi, aici fie o să aveți parte de susținere de la un rege de monede, de la un superior, de la cineva care se află într-o poziție de conducere, fie dacă o să aveți de-a face astăzi cu anumite instituții bancare, financiare, lucrurile par să iasă ok, par să iasă în favoarea voastră. Dacă trebuie să semnați astăzi contract, dacă trebuie să luați un credit, dacă trebuie să încasați sau să dați niște bani astăzi, să nu vă fie frică de aceste tranzacții financiare majore, pentru că, în esență, la finalul zilei vor fi în favoarea voastră și o să vă aducă beneficii clare. Pentru o mică parte dintre voi, s-ar putea ca voi să fiți persoana care astăzi devine acest rege de monede. Fie că o să primiți o promovare, o mărire de salariu sau o recunoaștere profesională care o să vă facă să păreți în ochii celorlalți ca un rege de monede. Per total, o energie foarte frumoasă pentru această zi, ultima zi în care Soarele și Mercur sunt integral în zodia Berbecului. Mâine o să avem conjuncția Soare-Mercur la gradul 29 de Berbec și pe urmă, în cursul după amiezii, ambele planete o să se mute în Taur. Dar mai multe despre aceasta o să discutăm mâine. Până una alta, hai să scoatem și un
mesaj suplimentar de la aceste carduri de înțelepciune, un mesaj care să completeze etalarea pentru această zi. Lăsați-mi în comentarii dacă v-a plăcut interpretarea mea și dacă considerați că merit, lăsați și un like acestui video. Hai să vedem, mesajul pentru această zi, pentru toată lumea, este următorul. Mintea mea este un instrument eficient de vindecare. Orice boală conține o lecție pe care trebuie să o învăț. Și aici cu 8-ul de monede, acum trebuie să vă faceți temele. Ați învățat lecția, faceți-vă temele și Universul o să vă dea notă de trecere la examen. Vă mulțumesc că ați stat alături de mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!